Fal de reacții pe scena politică după comunicatul Departamentului de Stat american. Pesediștii au ieșit la atac după ce România a fost urecheată de americani. Cel mai vehement a fost, cum era de așteptat, Florin Iordache. Deputatul Altă Întrebare, cel care se ocupă de pachetul privind legile justiției, susține că americanii nu au înțeles nimic din ceea ce face în Parlament. Și ministrul de justiție, Tudorel Toader, i-a criticat pe americani. Surprinzător, în hora anti-justiție s-au prins și unii liberali. Eternul premier din umbră, Cătălin Predoiu, s-a arătat deranjat de tonul folosit de Departamentul de Stat. Acel mesaj ar trebui citit în integralitate. Discutăm sau în acel mesaj se discută de legile propuse de către guvern. Așa cum ați văzut, noi avem o dezbatere foarte largă și pornim de la niște legi adoptate acum 14 ani, iar întreg sistemul juridic din România ne cere să intervenim asupra acestor legi. Fostul ministru al justiției susține că legile despre care vorbesc americanii sunt cele propuse de guvern, nu cele ale Parlamentului. Se face referire la legile propuse, repet, ale guvernului, față de legile propuse de către guvern. Dumneavoastră știți, eu și colegii care am semnat inițiativele legislative avem o serie de modificări importante, iar în dezbatere, și dumneavoastră ați văzut o dezbatere transparentă, am ținut cont de toate observațiile pe care le-a făcut sistemul juridic, de observațiile pe care le-a făcut CSM-ul, observațiile pe care le-au făcut asociațiile profesionale. De partea cealaltă, actualul ministru susține că nu este vorba despre proiectul său, ci despre cel modificat de Comisia Iordache. Departamentul de Stat al Statelor Unite se exprimă cum și cât îi se permite. Am citit și eu comunicatul și găsesc două direcții așa de exprimare. Prima ipoteză, prima parte, când se exprimă îngrijorarea cu privire la legislația care ar putea submina lupta împotriva corupției, ar putea slăbi independența judiciară a României. Aici, până la urmă, ne exprimăm preocupări, dar producător de efecte juridice este actul normativ în forma lui finală. Și președintele Comisiei Juridice de la Senat, senatorul Șerban Nicolae, se arată ultragiat de gestul Departamentului de Stat american. În ceea ce privește România, este profund ofensator faptul că Departamentul de Stat sau oricine altcineva, vreo persoană, își permite să ceară imperativ Parlamentului României ceva, orice ar fi acest lucru, este inacceptabil. Avem în tratatul NATO, de exemplu, o obligație pe zona de justiție, dacă puteți să ne explicați. Nu, categoric nu și sigur, România nu are niciun fel de angajament de servilism sau de slugărnicie sau de, eu știu, de poziție inferioară. Reacțiile furibunde ale pesediștilor vin în condițiile în care Liviu Dragnea a tot încercat să pozeze într-un prieten al americanilor. Liderul PSD a participat inclusiv la investirea președintelui Donald Trump. Surprinzător însă, nu doar socialdemocrații au criticat mesajul SUA, ci și liberalii. Cel care de ani de zile se lăuda că este premierul din umbră al PNL s-a declarat deranjat de reacția americanilor. Suntem poate cel mai fidel aliat al SUA în regiune și cel mai apropiat partener în teatrele de război pentru democrație și valorile nord-atlantice. Măcar pentru aceste motive ar trebui să se discute pe un alt ton cu România orice probleme, indiferent cât de delicate. Nu este sigur cât de inspirată și eficientă este această mișcare din punct de vedere tactic, ce ar putea alimenta un curent anti-american și naționalist care poate fi manipulat de Rusia, a scris Predoiu pe rețelele de socializare. Predoiu este însă contrazis de șeful său de partid. Ne pare rău că a trebuit să se ajungă până aici. Ne pare rău că România este pusă în situația de a se lua astfel de poziții oficiale din partea Comisiei Europene și din partea administrației Statelor Unite ale Americii, dar din păcate responsabilii pentru situația în care am fost aduși sunt cei care astăzi formează nucleul dur al majorității parlamentare. În calitate de președinte al Partidului Național Liberal, eu exprim poziția oficială a Partidului Național Liberal. Părere exprimate de unii dintre colegii mei sunt puncte de vedere individuale. Și tot după avertismentele americanilor, mai multe organizații civice cer răspicat demisia celor doi șefi ai camerelor Parlamentului.
Comunicatul Departamentului de Stat al SUA, principalul partener extern al României, este fără precedent și tranșant și arată că tentativele PSD-ALDE de subordonare politică a justiției au devenit o problemă geopolitică, cu implicații privind securitatea militară a NATO și a României. Interesele penale ale domnilor Dragnea și Tăriceanu pun nemijlocit în pericol viitorul democratic al României, domnia legii și drepturile fundamentale, securitatea țării și bunăstarea fiecăruia dintre noi. Cerem de asemenea Partidului Social-Democrat și ALDE să scape de liderii care ne îndepărtează de țările democratice și să retragă legile justiției din Parlament, arată un comunicat semnat de reprezentanții organizațiilor civice.